Deținuții cu drept de vot și-au putut exercita opțiunea electorală la cel de-al doilea tur de scrutin. Urna mobilă a ajuns și la penitenciarul de maximă siguranță de la Poarta Albă, acolo unde procesul de votare s-a desfășurat ordonat, rapid și fără incidente. La orele prânzului, mai bine de 99% dintre deținuți au pus deja ștampila pe buletinul de vot. Astăzi, încă de la primele ore ale dimineții, au sosit la penitenciarul Poarta Albă 3 secții de votare cu 3 urne, iar la secția exterioară 2 secții de votare cu 2 urne pentru vot. Sunt foarte ordonați, cei mai ordonați. Da? Votanți, presupun că n-ați avut incidente până acum. Bineînțeles că nu. Cât de mulți au votat până acum la dumneavoastră? Păi, până în prezent, aproape toți din cei care au făcut cereri. La ora prânzului, 1071 din cei 1074 de deținuți și-au exprimat dreptul la vot. Cei mai mulți dintre ei își pun toată speranța ca noul președinte să-i grațieze. Am votat pentru schimbare, în primul rând. O schimbare în bine, atât pentru tineri cât și pentru toată lumea. O schimbare care sper să ne asigure un viitor mult mai profund copiilor noștri care sunt pe primul plan pentru fiecare dintre noi, fiecare părinți în parte. Ce sperați să aducă viitorul președinte? Sperați la o amnistie, o grațiere? Credeți că ar trebui să facă acest lucru sau nu? Da, din punctul meu de vedere, ca oricine care este aici, cred acest lucru. Pentru o schimbare totul în bine, să se ia în considerare și noi care suntem aici, să dea un loc de muncă, să nu mai ajungem aici. Viitorul președinte o să dea o amnistie sau o grațiere, ceva? Cu toți optăm la treaba asta, pe tema asta, de asta am și votat. Am continuat să votăm și în al doilea tur. Merităm o șansă la viață. Nu trebuie să ne clasifice așa cum cred unii oameni. Eu cred că și noi avem o șansă la viață. Pentru ce sunteți aici și cât mai aveți de stat? Pentru proxenetism. Mai am vreo 6-7 luni. Procesul electoral în penitenciarul de maximă siguranță de la Poarta Albă s-a încheiat în mai puțin de 4 ore.